Ați ajuns să vă lăudați că ați deschis porțile școlilor, poate pentru droguri și prostituție, toți. Pentru că porțile școlilor sunt deschise din 1821, de după Revoluția lui Tudor Vladimirescu, când s-au pus bazele învățământului în România. Nu dumneavoastră ați deschis nicio poartă. Porțile școlilor sunt deschise de Constituția României, de profesori, de părinți, de copii. Dumneavoastră n-ați făcut altceva decât să îngropați sistemul de învățământ, să aduceți pe banca din pe băncile din Senat legi pe care Curtea Constituțională le declară neconstituționale, după care veniți aici și faceți propagandă partidelor dumneavoastră. Nu, domnilor, școala nu are nicio legătură cu politica și nu ar trebui să aibă, deși vă numiți peste tot director și inspector numai din rândul politicienilor. De aceea a și ajuns școala vai de capul ei și nu mai avem nimic. Cum sunt politicienii, așa e și școala.